Mă reîntorc întotdeauna cu deosebită bucurie în sufletul meu, în acest loc în care Dumnezeu ne-a hrănit, ne-a vindecat și ne-a întărit pentru lupta și călătoria vieții acesteia. Ne-a uns rănile, ne-a deschis ochii să vedem o realitate care este dincolo de cea fizică și dincolo de orice ne-a umplut inimile de bucurie, cum spunea Pavel celor din insula Malta. Trebuia să vă întrebați de unde vine bucuria sufletească pe care o trăiți. Cu această ocazie vom veni înaintea Domnului și vom învăța câteva lucruri din ceea ce ne-a fost lăsat scris cu privire la izbăvirea lui Lot din Sodoma. Fiindcă tot ce ne-a fost lăsat scris absolut tot. Este pentru învățătura noastră, este didactic. Sunt mulți oameni care s-au oprit la aspectele fizice, chimice, filozofice ale diverselor situații și care și au ridicat, care au ridicat întrebări severe pentru propriul lor suflet și pentru scriptură, dacă așa ceva e adevărat, dacă chiar s-a întâmplat, dacă e posibil și așa mai departe. Lăsând aceste preocupări în mâna celor interesați, noi vom merge la ceea ce ne-a învățat Dumnezeu. Și a spus așa: tot ce a fost scris a fost scris pentru învățătură. Pentru învățătură. Nu cred că este cazul să ne certăm sau să ne preocupăm sufletul cu istoria fiului risipitor, în ce oraș a fost sau nu a fost. Ci E cazul să deschidem sufletul pentru mesajul pe care îl transmite lucrul acesta. Și la fel este aici. Cum a scăpat Lot, ce s-a întâmplat cu fetele lui, cum de s-a făcut soția lui în stâlp de sare, cum de a căzut foc peste orașe. Sigur, sunt aspecte care prezintă interes pentru noi, dar obiectivul cuvântului lui Dumnezeu nu este acesta. Nu e carte de arheologie, de istorie, de știință, ci este o carte de învățătură. Ce învățăm din istoria aceasta, pe care noi am cuprins-o astăzi sub titlul Să nu te uiți și să nu te oprești. Te rugăm, Tată, în numele Domnului Isus să ne conduci în învățătura aceasta sfântă, să o așezi pe masa sufletului nostru, să hrănești viața noastră cu ea și prin noi pe alții, prin Domnul Isus. Amin. Cuvintele spuse de înger, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești, scapă la munte ca să nu pieri, sunt parcă un ecou al cuvintelor pe care le găsim mai târziu în psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, ferice de omul care nu se oprește, ferice de omul care nu se așează. Aici îngerul îi spune lui Lot, nu este de glumă și nu este opțional, ci atenție: să nu te oprești și să nu te uiți înapoi. Aceasta este, acesta este cuvântul de care depinde viața ta ca să nu pieri. Este un cuvânt de viață și de moarte. Ce principii mari ascunde acest cuvânt? Ce aplicație, ce relevanță are el pentru viața noastră din acest secol 21 în care trăim? Învățătura este simplă și directă. E imposibil să-ți ațintești privirile asupra căpeteniei și desăvârșirii credinței noastre și să te uiți și înapoi în același timp. Noi nu suntem Ianus, al romanilor care avea două fețe cu unul se uita cu una înainte și cu una înapoi. Este cu neputință să îți și ațintești privirile asupra căpeteniei și desăvârșirii credinței noastre, adică Isus, și să te și uiți înapoi. Este imposibil. În momentul în care faci una dintre aceste lucrări, spre exemplu, ți-ai aținti privirea asupra lui, nu mai intră în discuție uitatul înapoi. În momentul în care te uiți înapoi, nu mai intră în discuție a țintirea privirilor asupra lui, ori una, ori alta. Și dincolo de orice scrie Scriptura să nu te uiți și să nu te oprești. Din ce cauză? În momentul în care cineva se uită înapoi, în același moment este ispitit să se oprească. Unul crede că e doar o, un simplu, spune, așa, m-am uitat pe unde am mai fost înainte, am mai văzut câte ceva, în joacă. Unii oameni chiar glumesc cu starea lor de mai înainte, deși Scriptura spune să nu mai pomeniți așa. Este și rușine să pomenim de unde venim. Am văzut oameni care chiar povestesc cu pasiune lucrul acesta, arată ca niște nostalgici, de fapt. Scriptura spune scapă scapăți viața. Primul cuvânt. Scapăți viața din Genesa 19 cu 17. Arată mai multe sau implică mai multe lucruri. Numărul 1. Viața ta ți-a fost încredințată ție și ești dator, ai răspunderea aceasta de a-ți scăpa viața. Privirile noastre se îndreaptă într-o parte sau în alta, căutând ajutor, Leneșul așteaptă să fie dus. Cel care este preocupat cu altceva aruncă vina asupra altcuiva care nu l-a dus acolo, care nu l-a păzit, care nu l-a ajutat. Biblia spune în orice, nu duceți lipsă de niciun dar pentru a vă scăpa viața. Știți unde să vă scăpați viața? Știți ce trebuie făcut pentru aceasta? Răspunderea toată apasă pe umărul nostru. Dacă într-adevăr dorești să scap viața, i-a spus domnului Lot, uite ce ai de făcut. Să nu te uiți înapoi, numărul 1, numărul 2, să nu te oprești și numărul 3, să, să, fugi la munte ca să scapi viața. Ai trei lucruri de făcut intervine o situație de natură umană, aș zice. Doamne, sunt neputincios, mi, -mi se taie picioarele, mi-e frică. N-am încredere în ce spui tu. Cred, ajută credinței mele. Nu cred că ajung până acolo unde mă trimis tu. Bine, dacă te trimit eu, înseamnă că, da, până aici este limita credinței. Îngerul Intervine și acomodează pe lot într-o situație pe care îl poate să o prindă. Grăbește-te atunci. Fugi în țoar, această cetate mică, de aceasta, se numește țoar. Fugi în cetatea aceasta mică. Și acum, ultima parte a versetului 22, uluitoare parte. Pentru că spune în versetul 22 că își nu pot face nimic. Până nu vei ajunge tu acolo. Înțelegem ce învățăm de aici? Oriunde, într-o familie, într-un oraș, într-o țară, într-o lume, se găsește un om credincios lui Dumnezeu. Nenorocirea este ținută pe loc nu știe omenirea de astăzi. Poate nici familia ta nu știe și nici vecinii, nici prietenii pentru care te-ai rugat în ore tainice de noapte. Nu știu ei cât bine datorează aceluia care și-a plecat genunchiul în favoarea lor. Ei nu știu acest lucru. Nu avea cum să știe Sodoma de mijlocirea lui Abraham. Era între el și Dumnezeu. N-avea cum să știe. N-avea cum să știe în aceste ore târzii ale istoriei lumii noastre, n-avea cum să știe lumea noastră de noi toți care în taină ne plecăm genunchiul și mijlocim pentru un lucru sau altul. Personal, caut să nu las să treacă pe dinaintea ochilor mei lucruri ale lumii noastre, cum ar fi războiul acesta dintre Rusia și Ucraina sau nenorocirile din Africa sau nenorocirile din America de Sud, nenorocirile din Europa de orice natură morală sau fizică sau cer lui Dumnezeu să nu mă lase indiferent. Am învățat lucrul acesta din timpul cursurilor de la universitate în care eram chemați în fiecare miercuri dimineață și ne rugam pentru toate marile evenimente ale lumii. Lui Abraham nu i-a fost indiferent ce se întâmplă cu orașul în care locuia nepotul lui Lot. Dar după cum bine observați, el nu s-a ocupat doar de nepotul lui Lot, ci de întregul oraș, de întreaga cetate. Ați observat că Dumnezeu ține seamă de prezența unui singur om credincios acolo. Și a spus, nu fac nimic Câte vreme ești tu acolo? Și observați acum, fața cealaltă a monedei. El se refugiază în Cetatea Țoar și nu îi se întâmplă nimic Cetății Țoar care era pe lista celor condamnați. Nu îi se întâmplă nimic pentru că acolo este prezența omului lui Dumnezeu. Dumnezeu a prelungit harul unei familii, unei persoane, unei biserici, unei lumi. A prelungit harul din pricina rugăciunii cuiva. Noi nu știm, dar în cartea lui Dumnezeu sunt lucruri, sunt notate cu mare exactitate aceste lucruri. El este prezent acolo și nu știe țoar săraca cetate, nu știe că ea nu a experimentat Căderea focului peste ea, așa cum s-a întâmplat în Sodoma, datorită prezenței acestui om. Și aș dori să citesc acest foarte mișcător verset 23, care sună așa și de asemenea știu că va, va reverbera în sufletul vostru în, în multe tonuri și game. Răsărea soarele pe pământ când a intrat lot în țoar. Vă rog, în același moment focul se prăbușea peste Sodoma, focul chemat de ei și produs de ei am spus îi las pe cei care se ocupă cu focul să se ocupe mai departe de el aș vrea să învăț ceva de aici în timp ce acolo cădea focul în partea cealaltă încetate răsărea soarele a răsărit soarele în familia ta când Dumnezeu a adus un om al lui Dumnezeu în casa ta a răsărit soarele când tu omul lui Dumnezeu ai pășit în familia aceasta sau în casa aceasta sau în lumea aceasta și în țara aceasta a răsărit soarele și rugăciunea noastră este ca oriunde vom fi pe pământ, oriunde vom uh, ajunge să călcăm cu piciorul nostru, cum spunea ucenicilor uh, Domnul, să răsară soarele în înaintea noastră și în jurul nostru, nu să vină noaptea și supărarea și suferința și umbra morții. Răsărea soarele când Lot a intrat în Sodoma. Scapă-ți viața! Fugi la munte. Nu te uita înapoi, nu te opri, spune Domnul, dacă vrei să-ți scapi viața, dacă vrei să nu pieri. Aceasta a fost prima parte. Dar versetul 26 din capitolul 19 ne spune: Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Iubiții mei, este. Momentul să ne oprim și să ne întrebăm asupra semnificației cuvintelor s-a uitat înapoi. Noi venim dintr-o lume și ne dăm bine seama că dacă nu era credința în care suntem astăzi, unii dintre noi, poate cei mai mulți, poate toți, n-am mai fi fost. Datorăm lui Dumnezeu acest lucru. În același timp, trebuie să mărturisim că uneori, mai frecvent sau mai puțin frecvent, avem această tendință de a reevalua hotărârea noastră cu privire de a merge pe calea pe care am fost chemați de însuși Dumnezeu ca să ne scăpăm viața. Suntem ispitiți să reevaluăm lucrurile care altă dată ni s-au părut foarte clare. Să nu te oprești, să nu te uiți înapoi, să scapă la munte. Suntem înclinați să reevaluăm și Parcă în procesul acesta de reevaluare ajungem să găsim unele lucruri care ar fi mai bune, mai potrivite, mai importante decât acelea care ne-au fost puse la început. Și în procesul acesta ajungem uneori să spargem barca în care ne găsim fără niciun fel de explicație. Sau să tăiem ancora de care ne, ne ținem și ne păstrăm viața. Avem această de neînchipuit situație în care suntem ispitiți să intrăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu, nu te uita înapoi, ci uite-te țintă la căpetenia și de desăvârșirea credinței tale. Ce ar însemna dacă aceia care au trecut Niagara pe cablu s-ar fi oprit să se uite puțin înapoi? Ce ar fi însemnat lucrul acesta? Adică vorbim de aceasta în domeniul fizic. Ce înseamnă lucrul acesta în domeniul spiritual? Este greu, este aproape imposibil de evaluat lucrul acesta fugi, fugi, a spus Domnul, scapă, aleargă la munte. Nu e nevoie să lași nimic în urma ta, aceasta este de fapt marea problemă, acesta este mijlocul prin care suntem ispitiți de a ne uita în urmă, nu e nevoie să lași nimic în urma ta dacă nu ești alipit de nimic. Dar dacă ți este sufletul alipit de ceva, Sigur că un om va merge în această tensiune grozavă cu sufletul alipit de ceva pe care l-a lăsat în urma lui, și la un moment dat nu va mai rezista acestei tentații cumplite și uh, se va uita înapoi. Lucru care corespunde cu abandonarea lui credinței în Dumnezeu. Aceasta a fost, de fapt, traducerea gestului acestuia. A abandonat credința în Dumnezeu sau în ceea ce Dumnezeu a spus. Nu e, nu e nevoie să lași nimic în urma ta dacă nu ți este sufletul alipit. Este ușor să te refugiezi dacă tot ce ai este comoara pe care ai strâns-o ceruri. Altfel, dacă sufletul îți este legat de vreo comoară pe care ai strâns-o aici, atunci se schimbă lucrurile. Am citit noi despre atâția oameni care n-au părăsit țările în care erau datorită valorilor sau comorilor pe care le strânseseră și le ascunseseră în țările acelea, n-au plecat spre libertate. Nu și-au scăpat sufletul lăsând totul în urmă. Inima le era alipită de aceasta. Iubiții mei este ceva în sufletul nostru de care suntem alipiți, este ceva care nu constituie comoara noastră din ceruri și de care totuși sufletul nostru este legat. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va dovedi o cursă pentru noi, acel obicei, acea persoană acea stare, acea situație de care am fost chemat să ne dezlipim când am ațintit privirea la Mântuitorul și care totuși este legată de ființa noastră, acel lucru, acea situație va deveni o cursă pentru sufletul nostru și ne va ispiti să ne uităm înapoi. Unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Cuvântul acesta n-a fost poate pe deplin învățat sau reflectat sau adâncit în conștiința noastră. Înțelegem lucrul acesta? Dacă ar fi să definești astăzi comoara ta, în ce constă această comoară? Și dacă ai spune că n-ai nicio comoară, n-ai face altceva decât să spui, uite, comoara mea este nimic, este dezinteres, este indiferență, aceasta este comoara mea. Dar comoara există. Nu poate fi negată. Nu e nevoie să împachetezi nimic, nu e nevoie să te frămânți cu nimic, atâta vreme cât inima ta s-a alipit de Dumnezeu. Acesta este răspunsul la întrebarea pe care, care întrebarea care se ridică în sufletele noastre. Doamne, ce să facem ca să nu ne uităm înapoi. Rațional și chiar spiritual am acceptat și am înțeles lucrul acesta. Să ne uităm ținte la căpetenia noastră înseamnă să nu te mai uiți înapoi. Dar așa cum întreba Nicodem, ce să facă un om ca să... Așa cum întreba iudei, ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Doamne, ce să facem să nu ne uităm înapoi? Cuvântul cheie în această această, această situație, această descriere pe care o avem înaintea ochilor noștri, această stare cu înfricoșătoare conotații și valențe. Cuvântul cheie este și rămâne cuvântul alipire de ceea ce te-ai alipit acolo, îți este inima. De ce nu ne alipim de un anume lucru? De ce nu ne alipim de Domnul? De ce nu ne alipim de căile lui, din cauza că suntem alipiți de altceva. Ați văzut destui oameni care s-au căsătorit fără convingere și ați văzut puțin mai târziu de ce erau așa de lipsiți de convingere. Ați observat lucrul acesta. Ați văzut destui oameni care au pornit să urmeze pe Domnul și care s-au întors înapoi de pe cale. Ați înțeles de ce. Ați înțeles care era acel lucru de care nu se dezlipise sufletul lui în ziua aceea când a venit la Dumnezeu. Mulți oameni de fapt au venit, mulți sunt chemați și au răspuns acestei chemări. Dar a răspunde chemării lui Dumnezeu în termenul cuvântului lui Dumnezeu nu semnează uh, prezență, uh, nu semnează slujbă, nu semnează participare, ci însemnea, înseamnă alipire de Domnul. Acesta este răspunsul primejdiei de a ne uita înapoi. Vom merge împreună și vom constata că în Deuteronom, capitolul 4, versetul 4, Moise leagă alipirea de Dumnezeu de viață și de moarte. Și el spune așa, iar voi care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteți toți vii astăzi. Nu există om care s-a alipit de Dumnezeu și care totuși să piară. Așa ceva nu există. Și nu există om care a refuzat să se alipească de Dumnezeu, măcar că a mers și el în gloata care mergea după Isus, măcar că s-a uitat la minunile lui, le-a văzut, s-a uimit de ele și așa mai departe. Nu există un astfel de om care să rămână în cele din urmă cu Dumnezeu, pentru că el a refuzat alipirea de Dumnezeu. Venirea noastră la Dumnezeu, răspunsul pe care îl dăm lui, hotărârea Sufletului nostru, trebuie să fie un drum cu sens unic. Astăzi citeam că este o, o foarte tulburătoare operație a Minții și a Sufletului, aceea de a distinge. Care pod în viață trebuie traversat și care pod în viață trebuie ars? Odată ce am pornit pe calea lui Dumnezeu, podul din urma noastră trebuie definitiv ars. Nu trebuie să facem lucrul acesta ca o experiență, ci lucrul acesta trebuie să fie un drum cu sens unic, unul fără întoarcere, un drum asupra căruia trebuie să cerem lui Dumnezeu, Doamne, nu cer niciodată de la tine viață sau lumină, sau putere, să mă pot întoarce. Niciodată așa ceva. Să nu-mi dai așa ceva, dacă pentru așa ceva mi-ar trebui mie. voi se spune, zice, voi v-ați alipi de Domnul Dumnezeu vostru și voi sunteți cu toții vii astăzi datorită faptului acestuia. Se ridică întrebarea cu privire la această alipire de Domnul pe care o găsim pretutindeni în scripturi. Se ridică întrebarea lui Nicodem, cum se poate face așa ceva? Cum se poate alipi cineva de Dumnezeu? Iubiții mei, nu este nimic de făcut. Este ceva de primit. Și anume faptul că Domnul Dumnezeul nostru s-a alipit de noi mai întâi și noi am răspuns alipirii Lui, conform cuvintelor lui Ioan. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, noi ne alipim de El pentru că El s-a alipit de noi mai întâi. Dacă noi am primit în viața și ființa noastră alipirea lui Dumnezeu de noi, în aceeași clipă s-a produs alipirea noastră de Dumnezeu. Există relații care să zicem că ar fi doar într-un sens. Tu poți să fii prieten cu cineva care refuză să fie prieten cu tine. Tu îl consideri și îl porți de prieten. Dar acest lucru nu poate fi valabil în domeniul alipirii lui Dumnezeu. E posibil, în ce privește iubirea lui Dumnezeu față de noi, El să ne iubească și noi să nu răspundem înapoi cu iubire. E posibil lucrul acesta. Este imposibil, însă, să se alipească Dumnezeu de noi fără ca și noi să ne alipim de El în aceeași clipă. Aceasta înseamnă ideea de alipire. E simultan. Și așa că, în repetate rânduri, găsim în Cuvântul lui Dumnezeu expresia aceasta alipire. Deuteronom 11, 22 spune, dacă veți împlini cuvântul acesta, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, dacă veți umbla în toate căile Lui, atunci vă veți alipi de El, Iubiții mei, putem să înțelegem ceva aici, e vorba de neprihănirea prin credință, de darul acesta al neprihănirii prin credința Domnului nostru Isus Hristos. Noi nu suntem ascultători, fiindcă ne-am alipit de El, suntem, ci lucrul acesta, alipirea de Dumnezeu, este un răspuns. Acesta este un răspuns pe care îl dăm alipirii lui Dumnezeu de noi las deschis că întotdeauna am mare încredere că Duhul Sfânt ne va conduce gândirea mai departe. Noi numim familie, doi oameni care locuiesc împreună. Nu, aceasta nu este familie. Familia este doar acolo unde doi oameni sunt alipiți. Se va alipi de nevasta sa. Nu spune că vor conlocui, vor conlucra, vor... ci se va alipi, sufletește. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care ne este dat. Aceasta definește. De une zi am învățat împreună cu adunarea noastră de aici importanța cuvântului prietenie. Aceasta este, aceasta e mireasma alipirii, prietenia dintre oameni. Frații de multe ori au, nu, au puterea să spună o vorbă bună lui Iosif, frații lui. Frați. Dar apoi acești frați se pocăiesc, se zmeresc și devin prietenii lui Iosif. E, aceasta este o formă superioară a iubirii. Dacă nu cumva e bine să numim forma supremă a iubirii, fiindcă ea a fost aleasă de Dumnezeu, a am prietenul meu și așa cum bine cunoaștem din Sfânta Scriptură. De aceasta atârnă viața ta, spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, Deuteronom 30 cu 20, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. De aceasta depinde viața ta, spune versetul 20. Alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, îndeamnă Iosua, Așa cum ați făcut până în ziua de astăzi. S-a văzut unde și duce drumul acesta, și în ce fel, ce fel de roade aduce în viața și ființa noastră a lipirea de Dumnezeu. S-a văzut în Psalmul 63, versetul 8. Avem rugăciunea noastră de încheiere. Sufletul meu este lipit de tine și dreapta ta mă va sprijini. Aceasta este rugăciunea sufletului. Dar se întreabă Cel care s-a dezlipit de Dumnezeu, care a fost alipit cândva, dar s-a dezlipit de Dumnezeu. Pentru mine mai are Dumnezeu vreun cuvânt, că eu am fost alipit de Dumnezeu, dar m-am dezlipit. Iată ce scrie în Ieremia, capitolul 15, referire chiar la Ieremia. De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine. Îți voi răspunde iarăși. Te vei lipi iarăși. Aceasta uh, exprimă o situație uh, numită dezlipire de Dumnezeu și realipire de Dumnezeu. Aceasta este. Iar chemarea pe care ne adresează cuvântul Domnului este aceasta. Veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată. Veniți să ne alipim. Vă mă rog să păstrăm acest cuvânt, pentru că el este de așa natură, încât dacă nu ne alipim de cine trebuie, ne vom alipi de cine nu trebuie sau de ce nu trebuie. Am toată încrederea că vom primi cuvintele lui Dumnezeu spuse în fapte 11, 23, Barnaba s-a bucurat, i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Așa să ne ajut, Doamne Dumnezeul nostru, să rămânem cu inima hotărâtă și alipită de tine. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.